Salut, eu sunt Gicu, astăzi am să vă prezint ce fotografii s-au vândut în perioada ianuarie până în aprilie 2020. De mult nu v-am arătat, așa că s-au adunat la poze și le-am pus într-un folder și s-au vândut mai mult, adică ca în mod obișnuit mai multe fotografii, dar nu v-am arătat pentru că n-am avut timp. Și în sfârșit, iată, postez acest format de video. Acum sunt în portofoliu pe Shutterstock. La moment am peste 1300 de fotografii. Iată, acestea sunt fotografiile recente. Vom vedea care din ele se vor vinde și în general care se vor vinde din toate aceste fotografii. E bine, dacă doriți să vă ocupați cu ce mă ocup eu, atunci aveți un link la înregistrare către Shutterstock și trebuie să încărcați multe poze să fie calitative pentru a fi acceptate. Și pentru a se vinde trebuie să aveți multe fotografii. Și hai să începem. Eu am multe fotografii care s-au vândut în aceste 4 luni și n-am să vă povestesc detalii cum am făcut fotografia și chestii de genul, că nu doresc să fie video lung, știi cum. Hai să începem pe iStock. iStock, acesta e un site de statistică. Iată, site-ul ăsta. Am pus un fișier de statistică care l-am descărcat de pe iStock. iStock, de fapt, iată așa arată. Da, iată cum e. Și aici e tot control. E bine, și hai să vă arăt acum. Să vedem pe ianuarie ce fotografii s-au vândut. Eu nu am să intru în fotografie, să vă arăt detalii deja, că în alte luni poate am să vă arăt, în mai am să vă arăt. Ok, 61 de cenți, 2 descărcări la această fotografie în ianuarie, căpușa pe degetele mele. Acesta, vinul fermenta, 17 cenți, o descărcare. Pisica pe fundal alb, puțin de tot. Aici dăunător, pe o frunză, foarte puțin. Aici deja nu mai socot că e mărunțiș. Dar în fine, uite cât am făcut pe iStock în ianuarie și acum în februarie, să vedem. În februarie, 2 dolari la 32 de cenți. Textura la scoață de copac, 1,20 $ s-a vândut o fotografie. Aici foc pe fundal negru, 44 de cenți, super. Iarăși fotografia care căpușa e pe degetele mele s-a vândut cu 12 cenți. Aici căpușa în psică s-a vândut cu 11 cenți. Aici deja cartofi în bucătărie s-au vândut cu foarte puțin, deci asta e. Și așa mai departe. Mai departe am să vă arăt pe martie. 2,77 $ la 6 fotografii vândute. Iarăși căpușa e căpușă, ce să-i faci? S-a vândut cu $1. Ananasul care îl replantam s-a vândut cu 66 de cenți. Planta, o buruiană din grădină, s-a vândut cu 54 de cenți. Dăunătorul ăsta s-a vândut cu 27 de cenți. Aceasta e un hrean se numește, nu? S-a vândut cu 19 cenți și deja aici puțin de tot la acest copac. E bine, acum hai să vedem pe aprilie. Aprilie, doar $1,40, 9 fotografii vândute. Buruianul acesta, la fel, uite cât s-a vândut. Acesta sunt butaj de smokin, care s-au vândut cu 31 de cenți. Ananasul care îl replantam, 18 cenți. Această chestie cu 18 cenți, 14 cenți, căpușa iarăși și restul deja mărunțiș. Macaroane, chestii de gen. E bine, acum am terminat pe iStock. Vreau să vă arăt pe Shutterstock. S-au vândut. În ianuarie s-au vândut 15 fotografii la $4,39. Ele toate s-au vândut poza cu 25 de cenți, după cum vedeți, da? În afară de aceasta, care s-a vândut tot cu 25 de cenți, doar că de 3 ori în ianuarie. Uitați-vă, 75 de cenți pe ea, dar hai să vă arăt așa, câte una. Aceasta cu 25, aici, după cum știi, v-am arătat și în trecut poza aceasta. Ananasul pe care îl plantam s-a vândut, acestea deja 75 de cenți, lămâi pe fundal de lemn fotografiat, iarăși aceasta, și creanul acesta tot s-a vândut, iarăși pe Shutterstock s-a vândut. Orhidee care o replantam, așa, pisicile s-a vândut cu 25 de cenți, frumoasă fotografie. Aici e morcov cu ceapă, tot la fel, cu același preț. Rădăcini de orhidee, frumos a ieșit. Un fel de salată, aici am făcut, vedem, din cartofi, sfeclă și ceapă și așa mai departe. Aici în oraș, poza aceasta e ca editorial și super, s-a vândut. Rădăcinii la bananie s-a vândut. Și cam atât. Acum hai să vedem pe Shutterstock în februarie. 10 fotografii vândute la $3.14. Hai să vedem. Stați să clarificăm. În mare parte, de fapt, ele toate s-au vândut cu 25 de cenți poza. Ok. Paulownia tomentosa. Uitați-vă cum arată. Abia îi creșteau frunze, am fotografiat în alt an, nu anul acesta. O clădire în oraș, în Chișinău, s-a vândut. Rață, am fotografiat eu. Rață mută se numește, da. Acesta e un smochin, era micuț, abia l-am focalizat. Aceasta s-a vândut iarăși și în februarie. Floarea aceasta e narcisa, s-a vândut. Super, și aceasta s-a vândut, e rozmarin, dar nu s-a prins din păcate. Acesta e fructul pasiunii, super, a ieșit fotografia, am fotografiat oricum vara trecută. Mango, sămânță, adică sâmbure de mango, și aceasta e aster, tot s-a vândut, super. Ok, acum am să vă arăt în martie. Ce fotografii? Uite, 11 fotografii vândute la $12.82. Martie cel mai reușit. În martie, totuși în mare parte fotografii cu 25 de cenți s-au vândut, doar că sunt fotografii și cu $10, una din ele. Hai să vă arăt câte una, așa. Smochin, 25 de cenți, super. Rădăcini de bananie, puieți. S-a vândut cu 50 de cenți, adică 2 descărcări, 25 de cenți. Da, așa iese. Frunze de violetă africană s-a vândut, 25 de cenți. Aster iară s-a vândut în acel timp. Spaghetti, paste s-a vândut. Calancoe blossfeldiana, super arăta. Iarăși ananasul acesta s-a vândut. Întrebată fotografie a fost în acel timp. Și bananierul acesta s-a vândut, super. L-am fotografiat vara trecută când era în pământ direct și foarte frumos. Pisica s-a vândut și ea, super. Și aceasta s-a vândut cu $10 fotografia aceasta. Prima dată cu atât de mult s-a vândut și îmi pare bine. Uite, 2 pisici, super. E bine, și acum am să vă arăt pe aprilie, 17 fotografii la $9.54. Și în mare parte toți sunt cu 25 de cenți fotografii care s-au vândut. Însă ultimele 3 fotografii cu $1.88 s-au vândut o fotografie. Adică câte o fotografie. Hai să vedem. Aceasta de fapt s-a vândut cu $1, 25 de cenți, de 4 ori s-a vândut în aprilie și da, am făcut $1 pe ea. Rădăcină de tomată s-a vândut cu 25 de cenți, sâmbure de avocado 25, pisica doarme în grădină 25, acesta ce la mine, măr, erau mici, tot cu același preț, aceasta s-a vândut tot cu 25 și aceasta frumoasă fotografie, am fotografiat anul trecut, super că s-a vândut, super frunză de aproape am fotografiat. Aici eu ștergeam praful la cutia de automat, nu cutia asta care știi cum, care schimb viteza la mașină, nu e automată, e manual. Și s-a vândut și ea, bananierul s-a vândut, mai mult rădăcină am focalizat, semințe de pepene verde s-a vândut, aici s-a vândut rădăcini de mure altoite, cu $1 și 88 deja. Eu trebuia să șterg în Photoshop, n-am avut soveste, să șterg cablul ăsta, dar eu repede am editat fotografia și am pus-o pe Shutterstock atunci. Acum mă uit la fiecare, asta e, aceasta tot cu $1 și 88 s-a vândut, ce erau de gustoase și normal. Aceasta tot cu $1 și 88, fotografia aceasta s-a vândut de multe ori la mine, după cum știi. Și cam atât pe Shutterstock. Acum am să vă arăt pe Dreamstime. Dreamstime, iată aceste fotografii, doar s-a vândut în aceste 4 luni. Pisica, doar că e un pic așa zgâriată de la nu știu ce, era rănită în acel timp, 35 de cenți. S-a bătut cu cineva vreun câine sau cu pisici, alte pisici, cu părere de rău, știi. Aceasta cu 35 de cenți s-a vândut, un pom de agute, bananierul meu iarăși, 35 de cenți. Ce frumoasă fotografie, aceasta care s-a vândut cu 35 de cenți, dar pe Shutterstock au refuzat-o, din păcate. Ananasul tot cu 35. Aceasta e una dintre primele fotografii care le-am încărcat de pe aparat foto DSLR și 35 de cenți, da. Aici, de pe telefon, am făcut anul trecut cum vopseam copacul cu var, tot cu 35 de cenți. E bine, în aceste 4 luni, iată așa ceva. Deposit Photos. Iată, aici un pic mai multe. Hai să vedem. Ficus elastica s-a vândut cu 30 de cenți, aceasta tot cu 30, e sfeclă roșie, rădăcini de orhidee cu 30 de cenți, rozmarin iarăși, tot cu același, așa, aceasta s-a vândut, e un fel de piciorușe care pui la mașina de spălat să nu vibreze tare, știi. Ananașii mei s-au vândut pe fundal de lemn, acesta știi deja ce este, badur. Bambusul meu cu 34 de cenți deja, aici tot cu 34, bambusul iarăși, acel vânzător eu cred că, adică cumpărător, eu sunt vânzător. Mi-a cumpărat pe toate 3 fotografii deodată, mai vezi că este încă una cu semințele de bambus. Și aceasta tot cu 34, eu aici plantam, știi cum plantam și foarte bine mi-a ieșit, planta s-a prins. Mai departe Big Stock. Big Stock 25 de cenți s-a vândut, Big Stock foarte slab, dar ce să-i faci? Uitați-vă cum arată, super! Ceapa s-a vândut cu 25 de cenți pe fundal de lemn. Spaghetti, nu, acestea nu sunt spaghetti, dar paste s-au vândut cu 25 de cenți. Și cam atâtea sunt, da? Foarte puține. Alami, primele fotografii care s-au vândut. Aceasta s-a vândut cu $4 întreg și 3. Frunzele de Paulownia tomentosa tocmai începuse să crească. Și îmi pare bine că s-a vândut cu atât. Și acest bambus norocos care s-a vândut cu $7. Îmi pare bine, uitați-vă cum l-am fotografiat. Dintre parte să mă uit, chiar nu ar merita $7, că fotografia mi se pare nu prea, să zicem așa, calitativă. Ok, în fine, eu sunt bucuros oricum. Și Adobe Stock să vedem, tot puține, foarte puține, nu știu, la mine nu-i prea activ Adobe Stock, dar oricum, încarc și pe el. Aceasta s-a vândut cu, cât? 33 de cenți, Crăciunel înflorit. Aceasta iarăși s-a vândut pe, și pe Adobe Stock, tot cu 33 de cenți. Iată, vedeți cum arată aici, pe fundal de lemn. Ei bine, hai mai departe, hai mai departe, ce nu dorește. Floarea aceasta s-a vândut cu 33 de cenți, tot am fotografiat prima dată când am cumpărat aparatul foto și ne uitam că focusul nu e chiar cum trebuie. Oricum s-a vândut, îmi pare bine. Aici 82 de cenți pe fotografia aceasta, uitați-vă, vin alb noi făceam, aici fermenta chestii și uitați-vă că s-a vândut, îmi pare bine. Și gata, 1, 2, 3, royalty free, să vedem ce avem aici. Așa, fundalul la polobocul din lemn l-am fotografiat după ce am scos toată chestia aia de, știi, așa, 22 de cenți. Aici tot cu 22 și fotografia asta și pe 1, 2, 3 royalty free s-a vândut. Ananasul pe fundal de lemn tot s-a vândut cu același preț. Și aceasta s-a vândut 22 de cenți, am fotografiat când am fost în Grecia, în 2018. Aceasta e o orhidee care v-am arătat, tot se vinde regulat. Marea s-a vândut cu 22 de cenți. Violeta africană, frunze, tot cu 22 de cenți. Aceasta cu jumate de $1 s-a vândut. Foarte frumoasă fotografie, dar Shutterstock n-a acceptat, îmi pare rău, dar am să încerc să mă încarc încă o dată, poate nu va refuza. Și aceasta s-a vândut cu 75 de cenți, super a ieșit. Aceasta e un fel de plasă antigrindină, cred eu, ceva de gen. E bine, și cam atât pentru acest video, că asta e. Sper să vedem ce fotografii se vor vinde și mai departe. Am să vă arăt fotografiile care se vor vinde în mai. În iunie am să vă arăt pe luna mai, pentru că doresc deja să postez asemenea format de video în fiecare lună, să nu fie atât de lung video, că știi cum, cine se uită 15 minute sau câte vorbesc acum, de exemplu, că ia mult timp cam, și asta e. Oricum, încărcați multe fotografii pe Shutterstock, înregistrați-vă, linkul se află în descriere și sper să vă meargă și vouă bine. Vă doresc o zi cât mai bună, puneți like, apăsați pe clopoțel și ne vedem data viitoare. Cu voi a fost Gicu, numai bine!